Celebrarea de la Biblioteca Bucovinei urmează spiritul deja consacrat dedicat de această instituție, nu numai specificului său cultural, ci și pedagogiei memoriei, cultului pentru valoare și etică. Biblioteca Bucovinei are în custodie un bust al lui Constantin Brâncuș, o operă a sculptorului Vasile Năstăsescu. Lucrarea Constantin Brâncuș aparține Muzeului Bucovinei și poate fi admirată la intrarea în corpul A al Bibliotecii Bucovinei. Bine ați venit la Biblioteca Bucovinei, bine ați venit la această aniversare a lui Constantin Brâncuș, la 140 de ani de la naștere și un an în care această zi de 19 februarie este declarată zi de sărbătoare națională. Ne bucurăm că beneficiem de parteneriatul cu trei colegii importante din municipiul Suceava și m-aș referi aici la Colegiul Național de Informatică Spiro Haret, la Colegiul Tehnic Samuel Sopescu, cu ai cărui elevi tocmai au intrat în sală, și la Colegiul Tehnic Petru Mușat. Prin astfel de activitate, a cărei inițiatoare, trebuie să o spun, și coordonatoare este colega mea, scriitoare Angela Furtună, care de altfel și în urmă cu 5 ani, dacă nu mă înșel, cred că la 135 de ani, nu? De la naștere a coordonat o altă activitate dedicată tot lui Constantin Brâncuș. Ne propunem să aducem în atenție, în atenția mai ales a adolescenților, că tot e vorba de elevi aici de față, mari personalități ale țării noastre, ale poporului nostru, personalități care în anumite situații sunt chiar mai cunoscute, știu eu, în Franța, la Paris sau în alte părți ale lumii, decât, din păcate, la noi în țară. Când Brâncuș și-a dat sufletul, l-a chemat la căpătăiul său, în Paris fiind, pe părintele Teofil și i-a încredințat sufletul la Sfânta Împărtășanie, dar hohotind de dorul pentru țară. A spus: părinte, mor cu dor de țara mea. Cu ceva vreme înainte, România îi refuzase opera. Pentru că vreau să vă spun, Brâncuș a dorit să lase statului român tezaurul său și atelierul său și absolut tot ce lucrase. Și statul român l-a refuzat. Scultura lui Brâncuș ocupă centrul neclintit al timpului. Nimeni nu știe mai bine decât Brâncuș să extragă din materie folosită noi valori expresive. Le extrage din tăietura dreaptă și precisă. Culoare, lumină. Sorry,